Cel mai mare concurs al anului de karate Kyokushin, programat la Giurgiu în 3 octombrie, s-a amânat. Este vorba despre un campionat balcanic ce a fost istat pentru ca sportivii din Giurgiu și România să se pregătească pentru o competiție mondială ce se va desfășura în Rusia. S-a amânat acest campionat balcanic care trebuia să aibă loc pe data de 3 octombrie la Giurgiu, din cauza că în data de 21 tot octombrie va fi un campionat mondial în Rusia. Până la mondialele din Rusia, luptătorii din stilul Kyokushin se pregătesc pentru o serie de competiții solicitante, având ocupat agenda competițională până la sfârșitul anului. Ne pregătim pentru campionatul național de la București din 10 octombrie și de asemenea pentru un concurs internațional care va avea loc pe 14-15 noiembrie la Varna. De asemenea, pentru a ne pregăti mai bine, avem un schimb de experiență peste 2 săptămâni, pe data de 19, cu 3 cluburi de la București care vor veni în Giurgiu pentru a se pregăti și ei, la fel ca și noi, la concursurile următoare.